Găsit, bun găsit, bun vă spune dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Panorama. Este marți, ora 19 și, așa cum bine știți, ne întâlnim aici la Roman TV în cadrul acestei minunate emisiuni uh, pentru a discuta, zic eu, cele mai importante evenimente petrecute nu numai în Roma, nu numai în județul Neamț, ci și în țară. Încă suntem marcați de evenimentul de acum câteva zile. Vorba aceea, bine, eu nu sunt marcat deloc, poate sunteți dumneavoastră marcați, eu nu sunt marcat, că nu ne-au primit... Uh, răi de austrieci în Schengen. O să vorbim și despre asta, deși probabil că mulți dintre noastre v-ați uh, sictirit, dar unii sunt încă la curent cu ceea ce se întâmplă pe linia asta. Ați văzut că mulți români boicotează firmele austriece pentru că noi am avut grijă să dăm austriecilor cam tot ce a fost mai bun în această țară. Le-am dat petrolul, le-am dat gazele naturale, le-am dat, ce dat? Le dat cele mai, le cel mai bune bănci, le-am dat lemnul și iată că acum ei ne-au răsplătit dându-ne peste ochi, ca să nu spun altfel. Dar este un subiect pe care o să-l atingem și în cadrul acestei emisiuni, pentru că, vă spun eu, există foarte mulți români fericiți, cei care câștigă în continuare, de pe urma uh, faptului că nu suntem în Schengen. Bineînțeles că vom discuta și despre o nouă tentativă a primăriei Roman de a renunța la serviciile la PASERV. Este subiect vechi, dar iată că revine în actualitate. E o hotărâre, un proiect de hotărâre de consiliu Local, care va intra afla pe ordinea de zi la ședința din 15 decembrie. O să vedem ce se întâmplă și acolo, ce vor să facă cei de la primărie. Vom vedea și ce achiziții și ce contracte mai încheie primăriile noastre și oamenii care lucrează cu bani publici și bineînțeles vor discuta despre un lucru extrem de interesant. E vorba despre o lege care dacă va fi promulgată de președintele Claus Iohannis va afecta, îi va afecta pe românii care au mai multe proprietăți. E o lege atât de prost făcută din punctul meu de vedere, e vorba de plafonarea prețurilor la energie, vorbim aici de curent și gaz metan. E cumplit de prost făcută, am citit acum înainte de a intra în emisiune că s-au trezit unii dintre parlamentarii care au votat-o că e vorba de o modificare a unui, unei ordonanțe de urgență. S-au trezit și au venit cu niște mențiuni și anume că o reglăm, domne, o reglăm cumva în timp, dar s-ar putea ca în momentul în care o vor regla cei de la NRE, mulți români să trezească cu niște facturi uriașe. În mare vă spun doar atât, că este vorba despre facturi pe care cei care au mai multe case riscă să le plătească la prețul neplafonat, adică proprietarii mai multor locuințe imobile au posibilitatea, contracte cu eon sau cu alt furnizor de energie, au posibilitatea, printr-o cerere, să facă, să să, 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 indice unde vor prețul plafonat. Vor cere doar la o singură adresă. La celelalte adrese, chiar dacă au chiriași, chiar dacă și-au copiii în, în care locuiesc acolo, vor plăti prețul neplafonat, undeva de 4-5 ori mai mult. Ca așa este în România. Totul este cala la nebun. Eu am crezut că ordonanța de urgență va rămâne dracu până așa cum era, și vom trece iarna, dar e tot o modifică. O modifică pentru că nu au bani de unde să mai sugă. Și unde e? De unde să mai ia niște bani? De la niște fraieri pe care îi pot prinde acum în perioada sărbătorilor, că nu-și vor face respectivele cereri și se vor trezi cu niște facturi uriașe la anul. Asta în cazul în care legea va fi promulgată, repet, pentru că se află la domnul președinte Iohannis spre promulgare. Cam asta ar fi în mare subiectele pe care le discutăm în această seară împreună cu a mea colegă Alexandra Băneapredescu, să mâna bine revenit. Bună seara, ascultam discursul tău și uh, trebuie să recunosc că uh, mă gândeam în timp ce tu vorbeai dacă lucrurile se vor așeza odată cu uh, trecerea de anul acesta și intrarea în 2023, dar eu cred că vor merge din ce în ce mai rău, chiar dacă unii vor spune că sunt pesimistă sau că vreau să... Uh, aduc să induc puțină panică în rândul cetățenilor pentru că mă aflu la TV și am această șansă, dar nu este adevărat. Am văzut și noi că previziunile nu sunt unele bune, vedem și uh, articole publicate de specialiști în domeniu, e un cuvânt generic de care cu toții ne ferim câteodată, dar uh, citim Articole bazate pe anumite dovezi și articole susținute și din surse credibile. Argumentate, da? Da, unde vedem că acești specialiști cu nume și prenume, nu o să exemplific acum, spun că, în ceea ce privește economia, prețurile la alimente, prețurile la, nu știu, tot felul de bunuri de consum, nu vor fi unele să spunem optimiste în anul 2023 și am văzut că gradual din septembrie, cred că din vară dar spunem din septembrie de când uh, am intrat în, mă rog, toamnă și apoi sezonul rece, aceste prețuri au tot crescut gradual. Vedem că în privința carburanților avem o schimbare în bine pentru că au scăzut prețurile pe litru atât la motorină cât și la benzină Vă Am dusem... prea văzut modificate prețurile la raft uh, la alimente, la produse, da, produse Azi dimineața, de exemplu, la motorină era undeva la 7,80 lei și și la Fără benzină cei 50, de, 50 de bani. Da, da, și la benzină la 6 lei și 12 bani, cel puțin mi-a fost eu la benzineria la care m-am prezentat, prezentat eu, da. Benzină. Dar în ceea ce privește alimentele, pot spune dacă odinioară mergeam cu 200 de lei într un supermarket, nu să dau numele aici că nici nu avem voie, și cumpăram cât de cât unele produse. Acum, nu, nu o să mă dau acum mare, nu știu cum să spun, consumatarea autohtonă, sprijinitoarea. Da, patriot. Patriot, da, care sprijină. Mă duc și în piață de câte ori am nevoie și de câte ori am șansa să ajung acolo sau ocazia, pentru că sunt în trecere, să spunem mai bine, că nu m-am exprimat prea bine inițial, dar nu merg îndeosebi acolo pentru că sunt un consumator patriot, cum ai spus și tu, o să folosesc acest termen termen, ci mă mai duc și în supermarketul ca toți romașcanii, de altfel sunt sigură că nimeni nu se înghesuie la producătorii locali să le cumpere roșiile și da, legumele și fructele și e, ce mai au ei de vânzare. De ce se întâmplă da, asta, dar, cred asta, dar cred că în, ce în primul rând e, nevoie... e vorba de comoditate. Când te cred la că supermarket da, să faci cumpărături complete, de toate. Ți da, ți de toate și ulei exact. și zahăr și făină și verdețuri și legume exact. și fructe. Când în piață te duci țintit. E adevărat că sunt producători locali care merită promovați, care merită sprijinit pentru că au produse al căror gust nu se compară cu cele din supermarketuri. Și dacă mai vorbim și despre cele bio, care într-adevăr sunt bio 100%, pentru că am văzut acum, din păcate, și fermierii nu mai respectă rețeta, adică pentru producție, pentru anii secetoși cum a fost acesta, pentru anii când nu știu, sunt tot felul de boli ale plantelor mai aplică câte un tratament, mai, adică nu merg pe rețeta aia a bunicilor 100%, a crescut planta cu, la voia Domnului cu ploaie și cu soare. Da? da, mai dacă, sunt dacă aprecie, abateri și în zona asta, din asta din nu ce în ce mai, mai mult. Nu o să ai o producție așteptată, adică vei produce foarte puțin și nu vei putea vinde cu prețul care să-ți acopere, să zicem, cheltuielile. Este discutabil. Exact. Uh, cred că cel mai corect din punctul ăsta de vedere este să știi dacă stai la casă, că spui tu o roșie în spate da, spatele casă, da, casei, spui și un castravete ce... și știi dacă e pus sau este nu adevărat. e pus. În piața nicio garanție, pentru că omul spune, da, domnule, e natural 100% ceea ce îți vând eu, dar dacă e să vorbim despre brânză, nu sunt un mare specialist, dar brânza se încheagă cu ceva, pui chiar de nu știu da. care chiar sau este din natural. Sau da, natural. Da. Acum eu nu știu cât chiar natural există ca să facem brânza toată cu natural. Știm foarte bine că da. și la stână, de exemplu, ciobanul folosește de cel mai multe ori Da, și este scump, cumpărat. cel pe care îl livrează da? ciobanii, nu știu, către... E vorba și de igienă aici, acum... Sunt foarte na. multe de spus în această fiecare sferă, cu, fiecare dar cu... e adevărat. Dorințele oricum ar fi, oricum ar fi, a, concluzia este aceasta, că nu mai poți cumpăra mai nimic cu 200 de lei și asta o spun pe pielea mea, adică și eu sunt consumator, și eu trăiesc, și eu mănânc, și eu folosesc diferite produse da, de, de igienă, de, pornind de la nu știu, dacă vrei, prosoape din hârtie de bucătărie și până la detergent de vase și, și e, până la... Și când ești cu coșul din magazin, murmuri așa printre dinți mai... Da, pentru că nu e nimic. Adică, Le urez la și când spun nimic, mă refer la câteva produse pentru două-trei zile de consum. Dacă ne referim la cele alimentare, nu știu, să faci, să pregătești masa de două-trei ori în două, două-trei zile, să spunem așa, cu indulgență și dacă da. mai iei niște produse de care îți trebuie prin casă produse de igienă. Bine, da. acest lucru știu și eu foarte bine, cum știu și mm -hmm. telespectatorii noștri, pentru că nu toți suntem milionari sau plini bani și să nu ne uităm în portofel sau pe card în momentul în care faci niște cumpărături. Mm -hmm. Am văzut că s-au scumpit produsele de alimentare de bază, în primul mm -hmm. rând, dar și celelalte. Inflația este da. oficială la 15%, dar de fapt, uite, ne trimite Alex, mulțumim Alex, avem aici niște procente, chiar e foarte interesant și o să citesc mm -hmm. câteva dintre ele, pentru că ceea ce vor să acopere, de exemplu, guvernanții acum cu Uh, procentul ăla aplicat de creștere la, la pensii de 13,5% uh, e mult sub uh, inflația oficială de 15%, dar 15% au scos-o ei așa din jubând, pentru că mm -hmm. guvernanții noștri cu astea se ocupă. Sunt niște circari și sunt foarte pricepuți. Realitatea este cruntă, este cu totul alta. Iată, informații oficială arată în felul următor. Top scumpir noiembrie 2022 față de noiembrie 2021. Mm -hmm. Ce vrei mai mult de atât? Că este simplu, nu suntem idioți. Putem să aplicăm da, și niște, să facem niște calcule aritmetice, da? Uleiul era 6 lei, acum ai 12 lei. E clar că e da. creștere, că e dublă, da? Energie electrică de zahăr 61,94%, energie electrică gaze și încălzire centrală plus 41, adică nu-i pe minus nimic 41,58%, energie electrică 47,19%, unt 43,43%, ,43%, ulei 40,66%, ulei slădină, grăsim 39,69%, cartofi 39,59%, da. gaze, cum spuneam, 37%, 163 făină plus uh, 33,87, ouă 30,87, brânză 30,58%, lapte 30,25%, pâine plus 26,28% și uh, ar mai fi niște informații pe aici, cert este că dacă e să ne gândim la inflația pe care nu aruncă... Nu, Aruncă în față guvernanții, e distanță. Unul e adică un element, alta, este alta. Da. Noi simțim da. și știm, nu suntem tâmpiți uh, așa cum ne cred, probabil unii, și vedem că viața este din ce în ce mai grea, dar uh, există o categorie, mai multe categorii socioprofesionale care nu duc grijă ale zilei de mâine și această categorie uh, sau aceste categorii le găsim de regulă în mediul uh, bugetar. Și la privat sunt cei care lucrează la multinaționale, cei mm -hmm. care au uh, diverse firme. firme afaceri care le merg bine, nici nu au probleme de genul ăsta. Dar cei mai mulți români, din păcate, suferă. Acum ne întrebăm, le pasă sau nu le pasă guvernanților? Eu cred că nu le pasă. La au venit cu tot vedem felul de variante. La pe sticlă sau prin presă, eu spun că nu prea nu le, pasă. le pasă. Și, repet, nu i-am urmărit, că nu avem timp să-i urmărim pe tot, să vedem cum procedează, cum modifică. Dar am, am menționat la începutul emisiunii că Încearcă acum, de fapt nu încearcă, au votat, a trecut uh, legea asta de modificare a ordonației de urgență, cea privind plafonarea prețurilor la energie uh -huh. și urmează să fie promulgată de președintele Claus Iohannis, dacă o va promulga, eu sper să nu, să o dea înapoi că e făcută pe chicioare, ca să nu zic uh -huh. în picioare. Și m-a rugat cineva, uite titlul frumos și analizează această, această lege. Și am analizat-o și m-am încrucițat Adică eu nu știu unde, ce fac ei acolo când votează. Nici măcar nu să stare să citească, să înțeleagă ce votează. O mai, inepție, o mai mare inepție, O mai mare ca aia nu poate, poate să existe. și existe. Scopul, să... Deci eu n-am șapte case. Sunt nicio formă, să nu crede cineva că iau apărarea celor care au mai mult tip au Se explic foarte repede și da, telespectatorilor, da, ca să adevărat, vedeți că cât de simplu era să facă o lege normală uh -huh. și au preferat să o facă normală Și sună în felul următor. Deci, cei care au trei case, de exemplu, sau au două case, uh -huh să, sunt părinți care, de exemplu, au cumpărat copiilor câte o casă. Copiii s-au căsătorit și stau în, în casa părinților uh -huh. sau care au închiriat locuințe. A poate oferi spre închiriere. Exact. Și e pe numele tău, că Ei până la urmă nu prin modificarea asta, Prin asta au venit și au spus în felul următor. ai două case sau ai trei case, îți alegi una singură unde e prețul plafonat la curent și gaze. În rest nu ne interesează, plătești preț prețul normal. Dar legiuitorul n-a spus, bă, stai puțin, dacă e un chiriaș, și chiriașul ăla este plătitor de taxe și impozite da, în această țară. Mă gândesc, țară. chiriașul are, n-are pe numele său contractul la... Ba da, pe la, mă refer la chiriașii da. care au la finanțe. Da, da. Nu se face nicio referire la cei care au care stau cu chirie legal. Da. Nu se face da. nicio referire la faptul că este posibil ca un părinte să fi cumpărat o casă copilului. Și copilul e să decorat. stea în ea. Da. Da. Deci zice, e considerat că având două proprietăți mm -hmm. și automat la a altorit. nu știu a fost că au apărut ei, informația în presă eu cred că și ei nu ei. mai pot susține deja această, această plafonare. Eu, eu cred că ei, ei s-au arătat atunci uh, salvatorii românilor în plină criză că vedem, alimentele s-au scumpit, carburanții au scupit, Dar, de, a fost deci atunci. Deci le modifică le modifică de la o zi modifică la, de la, o zi la if alta, if pentru că s-au înhămat probabil, s-au probabil mm -hmm. la o o sarcină mult prea mare, Deși da, că banii banii în mult prea mare și de câștigat statul a câștigat foarte mult, că au câștigat mai mult din TV și la carburanți, și la curent, și la, la gaze, adică n-ar fi asta o problemă. Problema este din punctul de vedere că nu mai pe unde ei pe partea cealaltă. Adică ce facem? Ei tot caută soluții. Bă, da, dar unde mai tăiem, unde mai punem, că avem nevoie și de unele și de altele, dar hai să mai găsim aici o soluție. Niște tâmpenii, adică niște modificări făcute din punctul de vedere, fără cap și fără coadă, ca și la pensii. Uhum. La pensii, în loc să vină să taie, să spună, bă, uh, uh, venim uh, cu un 13%, 13 și jumătate uh, pentru fiecare pensie această creștere dar pentru fiecare pensie, până la 3000 de lei, că așa este firesc. Nu poți să-i dai lui la procurorului, fostului procuror, fostului judecător, uh, care are 130 de milioane vechi, să-i mai dai 15%. Dai una mai puțin de 2-3%, 4%. Că îi dai 13% înseamnă plecând mai mare decât pensiile, multe pensii pe care le au uh. Uh, bătrânii din România. E adevărat, Dar, da. Asta uh -huh. este o, o chestiune. Să știi care, că ele vor mai suferi modificări. Care, din ce Care supără, am eu. Care supără multă, multă lume, din păcate, rămâne supărată la stadiul de supărare, uh -huh. la o reformă fulare care nu și găsește Eu nicio nimeni, rezolvare Vă că în mediul mediul Continuă da. viața liniștită, pentru că până la urmă ce pot să facă și acești oameni? Ce? Să, ce ne, să, 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 să mai sperăm că îi vor taxa să... în 2024 la alegeri? La uită până ce în 2024. Ce să mai uită până în Asta spun și eu. În 2024 pe ultima 100 de metri, în general în ultima, în, mă rog să spunem cam din ianuarie, de când se intră în 2024 și până la alegeri, că sunt la mijloc vreo șase luni, atunci fiecare pompează. repede pompează cu bani, cu proiecte, Legi cu pro -popor. niște minuni de investiții care, imediat după alegeri, pică sau da. Am văzut cum funcționează. Imediat după alegeri, facem niște investiții pe repede înainte, să vadă electoratul că noi ne-am zbătut pentru comunitatea noastră sau pentru țară sau pentru popor, și ele pică. Sau da spăzăți sau se descompun să vă dă să vă dă să zbat da. ei de regulă, se să vă dă să Uh, pensii speciale și alte privilegii de care beneficiază, bineînțeles, și mechirii acestei țări. Din păcate, lucrurile nu se vor schimba prea repede, pentru că, așa cum spuneam mai înainte, e o lipsă de reacție. Lipsa de reacție la o reacție, când spun reacție, nu mă refer neapărat bă, gata, ieși și faci. E tâmbăle, adevărat, nu dar poți să, 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 să ai o atitudine, inclusiv în mediul online poți să te asociezi. Uh -huh. Eu n-am văzut, de exemplu, apropo de, de legea asta modificată de care pămâna mai devreme, n-am văzut reacții din partea unor asociații, de proprietari. Uite, o, asociații să, o să de... spun aici că tot am vrut să, să completez. Am vorbit cu cineva off the record din cadrul unei companii furnizoare de energie electrică și acea persoană mi-a spus că din ce semnale au dumnealor cei din cadrul acelei companii, această ordonanță se va mai, mai modifica chiar și pe la începutul anului, cred că prin ianuarie, da, în așa după... fel încât exact. să fie plafonat prețul direct de la distribuitor, cumva, încât să, adică, să aibă și oamenii aceștia, pentru că ei se plâng deja și de resurse, de exemplu de resursa de energie electrică, de resursa de. Și atunci, fiind și acest preț plafonat, resursa, din ce am înțeles, nu este una, cu toate că noi am văzut că au ieșit public pe național și au spus că avem resurse, avem în stoc gaze naturale, cel puțin pe energie electrică. Eu am avut un caz recent la Buruienești, la școală, unde din toate corpurile de instituție școlară, pentru că e o școală care a comasat toate structurile din toată Comuna. Și vor de mai multe sate. Da. Da. Uh, nu, <coughs> sunt mai multe structuri, însă ele, dacă aveau personal, personalitate juridică până de curând, uh, acum, uh, în acest moment, sunt toate în subordinea școlii mamă, cea din Buruienești. La una din aceste o, practică, structuri -a. a primit școala în notificare că. Odată cu încetarea contractului care este acum pe 23 decembrie, încetează și colaborarea cu acea companie din lipsă de resurse energetică, adică nu mai au resurse să mai asigure la strict la acel corp școlar, pentru că, repet, ele sunt mai multe, iar facturile vin, așa cum ai spus și tu, diferențiat. Pe un corp de clădire este un număr de consum, un cod client, pentru că este, da, ele vin per fiecare structură în parte. E, la una din structuri nu mai pot livra energie electrică, pentru că motivația din acea notificare pe care o primise școala era că suntem în acest context energetic dificil la nivel mondial și compania, pentru că se termină contractul, a găsit o portiță și nu mai poate livra energie, să-și caute, să caute în decât să-și caute în miezul iernii operator. De regulă, companiile sunt intermediare. A sunt și hidroelectrica, e unul dintre furnizori care uh, încheie și contracte dar cel mai multe companii Acum inter că... intermediază, nu uh -huh. produc ele produc și ți da, ți intermediază, asta înțeleg că vor cumva că... Să, să, să aplice plafonarea direct pe furnizor, direct pe companie, adică nu la Pro... distribuitorul acesta exact care, care livrează putea nici să aibă... eu nu vreau să greșesc, dar din ce feedback am, repet uh, cred eu că semnalul e acesta undeva prin ianuarie vor mai interveni asupra acestei ordonanțe încât să Aibă, să nu fie o povară prea grea acum, nu știu, probabil pentru acești furnizori care spun ei că nu dispun nici de resurse, cum am spus cel puțin în cazul celui cu care am vorbit eu. Aici nu este vorba despre furnizori, trebuie să aibă grijă despre consumatori. Da, e clar, e adevărat, Caznici. dar... Pentru că nu toți au bani, nu se eu permite spun, -o, eu spun de Eu și de, cealaltă parte a baricadei, ce spun, știi? Iar furnizorul este furnizorul. el probabil că are niște contracte, are niște clar. contracte de achiziții și contracte cu de furnizare. El trebuie să, să livreze cu preț plafonat. Cu și mai mulți dintre ei. Dar înțeleg că pe, pe fundul diferența acestor oprimez, scumpiri. Diferența este, o uh -huh. de la, de stat. e adevărat. Statul înțeleg de că la distributori ar fi problema, de exemplu, cum e hidroelectrica pentru că diferența aceasta probabil și pe fondul acestor scumpiri, nu știu exact cum funcționează, nu vreau să fac o greșeală. E, probabil uh, că sunt niște politici pe care da, le-au Sunt niște politici le -au probabil pe care le-au, le dar probabil că acolo vor să umble, din ce am înțeles eu. Da? La... Până la urmă, un lucru este clar, nu știu dacă ai observat și mulți dintre noi cred că am observat acest lucru, gazul metan oricum nu mai este de nici de calitate, nu pare a fi, unul la mână, cel puțin în ceea ce mă privește uh, și e simplu și n-am inventat eu roata, mi-am dat seama dimineața când îți fierbi o cafea, îți fierbi un nou și vezi că de fapt anul trecut sau acum 2 ani îți lua 10 minute să-ți faci o cafea chiar mai puțin, acum stai un sfert de oră 20 minute și te uiți la ragaz, bă, dar mai fierbe sau nu mai da, fierbi? Ce se întâmplă? Lentoare, e, da. e o problemă și din punctul ăsta de vedere da, a, a, al calității. Uh -huh. Însă, cert este că statul vine și spune că îți plafonezi, te spri, îți facă îți după care schimbăm modificăm legea, nu, pentru că da, nu este în regulă. Bo, Asta înseamnă că le dă da. cu vie. Da, le dă undeva. cu virgulă. Așa ei și-au asumat știu. o chestiune pe care nu mai pot duce acum. Asta este părerea mea, dacă vrei, nu știu, de cetățean al municipiului roman, nu musai de jurnalist, Da, poate. de se cetățean la acestei țări. Să eu cred să... că ei s-au înhămat la început, pentru că așa e Fie la noi, cald. un heirupism dintre acesta Facem, dregem și salvăm românii din, 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 de greutățile acestei ieri. Și cred lume. că undeva pe drum, când și-au făcut niște socoteli și au tras linii, au văzut că s-au înhămat la o cărță mult prea grea, zic și eu. Pentru că, așa cum ai spus și tu, ei o tot modifică. Am văzut că modifică în continuu și acea ordonanță trenuleț. Iarăși a primit niște modificări da, recente. E, adică, la fel. E, e clar că nu sunt bani nu le suficient. Dau, se, da, se bazează și pe. Le promotori. dau niște erori, ei, grave. E o da. nebunie acolo. Profesorii fac și, ei, și nu numai profesorii, toți cei care, cei care lucrează în învățământ, am înțeles că vor beneficia de niște crește salariale de la 1 ianuarie. Pensionarii, la fel, ei fac niște calcule și văd că, bă, și cu tot împrumutul și ceea ce uh, cred da. Că vor uh, încasa ca taxe și impozite și așa mai departe, nu prea se încadrează și caută uh -huh. soluții. Eu așa cred că asta uh -huh. se întâmplă. Sunt și cei doi masudotți acum la guvernare, se bat și pe electorat, uite ce și facem pe rocadă, noi. Ce faceți pe, voi, da? da. Vor Am aia că să se vină... ceartă pe rocadă mai nou, că nu știu dacă o să-și să să mai uh, respecte. Eu aș, vrea să, asumarea, eu aș vrea să, se, da. să se rupă această cei coaliție că nu face decât rău României din punctul de vedere și democrației. Pentru că dacă ai două mari forțe politice care guvernează, nu mai e opoziție opoziția reprezentată acum de o ca și inexistentă, nu se mai uită nimeni la ea. Am mai spus-o și cred că au spus-o și alții. În momentul în care ai un PSD în opoziție sau un PNL, n-am nicio treabă nici cu unii, nici cu alții, sau un PNL în opoziție, chiar dacă și unii și alții au aceeași mamă, măcar țipă aia. Și când ții pe se mai cutremură ăștia care s la guvernare, le mai ridică, mai iardi, trag mâna. Așa, ei sunt împreună, ia și tu, bă, iau și eu, toată lumea e fericită. Da, opoziția, și, să spunem, e minoritară. O opo da, opoziția, or... Bine, opoziția În oricum, că... e opoziție, nu are o dar ar putea să fie o poziție puternică, ceea ce nu este cazul A, noi. Avem gândim, cei de la USR și cei Oseri de la și partidul cu da. nume de metal prețios. Păi, nu știu, eu la Neamț opoziția nu o văd. Domnul, dacă e să vorbim despre Neamț, domnul deputat Iulian Bulai nu e pe plan local. Domnul Bulai este la centru. Probabil că o să vină și ca să mai vreau un mandat, să-l votăm. Eu nu-l nu simt aici, în teritoriu. Domnul Bulai, mai veniți pe acasă, mai vreți care este treaba. Aur, e doamna aia, deputat și un domn senator am înțeles că sunt niște scandaluri și pe acolo de doare minte. Adică, ceea ce spuneam eu acum un an și ceva, doi ani, că partidul s nu e departe de PPD, cam așa este. Informațiile pe care le-am din interior sunt dezastroase. Ca și mod de a face politică și de a face organizare da, de parte și mai departe. Dar niște... e problema lor. Problema noastră este că nu se întrevede nicio soluție. Adică este Da, clar pentru că, că nu... ne gândim din ce în ce mai mult, oare ce vom alege în 2024? Pentru că, Cred că un an va alege... trece destul de repede, anul viitor, și Fii ne că... trezim în pragul alegerilor când nu vom ști, da. vom fi nevoiți din nou din rău cel mai mic, din, din toate relele să alegem rău cel mai mic. Și mi se pare absurd că o de câțiva, sau să de câteva, n -n nimic. De, câteva uh, uh, de câțiva ani buni, de câteva mandate încoace tot mergem cu acest gând la alegeri, cel puțin dacă mă întreb pe mine că din toate relele să alegem răul cel mai mic, pentru că până la urmă uh, drept, drept, dreptul de a vota trebuie exercitat, da, e un drept și trebuie să mergem la vot, dar pe cine alegem? Da, eu cu cine votez vorba aia? Da. Va fi, de va fi votat. dificil din punctul meu de vedere. E simplu și de, cred că e simplu un de an... votat, e greu de ales. Asta că nu e spun. complicat, e nu știu, cu dar uh, cine pui, cine nu spune, va fi decisiv. Nu te va convinge nimeni. Pentru că, uite, am albit în, în țara asta și am ajuns la concluzia că, cred că cel puțin în viața mea, în cursul vieții mele, nu se va schimba nimic. Și nu se va schimba nimic pentru că nu este dorită această schimbare. Copiii noștri probabil că vor trăi într-o țară, cred că și mai mai greu decât trăiesc. Bine, acum noi nu trebuie să generalizăm. Repet, sunt oameni care e duc adevărat, foarte bine în țara da. asta. Dacă ne uităm în sistemul judiciar, care sistemul judiciar ar trebui să uh, acționeze în așa fel încât să nu mai avem de-a face cu astfel de... de, de uh, situații de bătaie de joc la adresa banului, la adresa noastră, a bugetelor locale și o să povestim imediat și despre cum se învârt banii în zona asta și cum se cheltuie și cine încasează, pe ce lucrări și așa mai departe. Să dai 60.000 de euro pe un gard de 140 de metri liniari nici măcar nu faci de la zero repari Pe, în ce țară da. trăim? un apartament totuși cu trei camere, cred că și în Roman mm -hmm. un apartament mm -hmm. bun cu 60 mm -hmm. de mii de euro a repara un gard care are niște stâlpi din, din piatră și trebuie să schimbi plasele. și ce mai faci prin spate niște modificări de genul ăsta vii și vezi că astfel de situații sunt aduse la cunoștința publicului spectator da, și cititori și, și poliția, poliția uh, se preface, adică uh, întocmește dosar penal, face o anchetă și stabilește că totul este în regulă pentru că s-a organizat o licitație, cum da, spus, da, da, selecție o... de oferte da, și așa mai da. departe. Dar nimeni nu se duce spre devize. Noi am mai povestit aici discutăm și despre CSI Roman imediat, unde da, 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 și da, da, acolo da. se investește uh -huh. o sumă importantă. Deci eu cred că sistemul judiciar uh, a fost corupt și știu că voi avea de pătimit uh, pentru ceea ce spun și mi-asum ceea ce, ce zic și o spun de foarte mult timp, cei din sistemul judiciar, majoritatea sau sistemul judiciar să spunem, este plătit, a fost plătit de politic pentru a nu-și face treaba. De-aia vedem că se întâmplă ceea ce se întâmplă. De-aia vedem uh, că poliția nu acționează, că parchetul nu acționează și că se ajunge în instanță cu câte un caz și instanțele închid ochii. De genul, bă, nu a fost faptă constatată de organul de cercetare sau organul uh, cel care are atribuții. Și până când nu se face curățenie sau nu se mișcă sistemul sau judiciar, da, nu vom e avea adevărat. nimic. E, nu vedem. Nimic. E ca și cum am... Da, da. Vezi că, mă scuz, Alexandra, eu observ și tu, că de multe ori sunt primari care efectiv îți rădă în nas. E adevărat, păi, da. Uh, uh, sunt care te întreabă de te ce ai te intrat te în comună fără să l întrebi pe dumnealui sau să treci pe la primărie, pe să treci pe la ele primărie zupun. să fac ce? Te întreb, am văzut la Sagna că iar e acolo o agitație. E un domn care uh, vine și prezintă tot felul de, de lucruri care se întâmplă la primărie, iar cumpără primarul primarul. Nu cumpără primarul nu cumpără din banii lui, cumpără, de achiziții sau Da, cumpără balast. Balast care, e pus care pe, nu se regăsește da, pe străzile. Adică unde e balastul, unde? cum e balastul. Adică fiecare păi face am făcut recent la făcut. Sagna, de exemplu, pentru uh, Luțca, uh, cred că strada Amurgului și uh, Vulpășești, acela sat din aceeași comună, pe strada Cristienești. Stradă care, referindu-mă la cea din urmă, uh, a primit uh, și fonduri pe calamități. Fonduri care nu știu cum, dacă au primarul de Sagna de exemplu când a fost contactat mi-a spus că da a primit acea aprobare cumva să primească fondurile pe calamități dar că banii n-au ajuns încă în teritoriu. Nu știu o să, și până atunci o cum cumpăra, a cumpărat primaria Balas, ce este nu? vorba da și că a cumpărat primăria Pietriș pentru a pune pe străzile unde nu există asfalt și din ce am înțeles nici nu va exista în viitor apropiat pentru că noile reglementări arată că prima dată trebuie asfalt modern, sistematizată zona, modernizat, reabilitat trotoare, pavele și ce mai, borduri și, gaz, cu apă, și gaze naturale și apoi, uh, uh, și apoi asfaltul la final. Exact, că eu am spus invers, să ți mulțumesc. Da, este este, uh, este cu. canal și gaze e, naturale, și apoi asfaltul. E condiție pe Anghel Salini, uh, uh, da? și uh, nu au ce face. Bun, dar până veniți cu proiectele pe Anghel Salini, până vă apucați de uh, aceste proceduri, de uh, implementarea proiectului. Uh, ce ne facem că oamenii aceștia stau în mocirlă am văzut fotografii și am mers și eu în teren, chiar am fost în Vulpășești pe acea stradă unde mai fusesem anterior, am fost chiar în ziua de 9 iunie când s-a prăbușit podul la, la întoarcere de când ne-am întors noi eu, trecuse o oră și în urma noastră s-a prăbușit podul știm această poveste deci nu este pentru prima dată când mergem Ați acolo guduit. și. Pietriș nu era nici în 9 iunie, nu era nici când ne-a mai sesizat cineva, o doamnă care a plecat în străinătate și are familia acolo și a fost, pentru că i-a decedat o rudă, a fost în această vară acasă și la fel a venit și ne-a sesizat. Uh, nu era nici acum, acum trei uh, săptămâni să spunem că sunt de când am făcut ultimul material. Dar, în acte, acest pietriș există. S-a schimbat însă firma de la care uh, cumpăra uh, administrația locală din Sagna mai mereu uh, acest produs. Uh, firmă de la care mai nu cumpără primăria municipiului Roman niște chestiuni. Cumpăra, cred că îl cumpăra și înainte și primăria Roman. E vorba de... Da, da, da. da e o firmă de transport da. și are și, are și, are și stație de sortare, închidează perimetrii periodic de, exemplu, de la administrația bazinală de apăsireț și exploatează balască. Da, acum, de exemplu, primăria bună. Roman a făcut o achiziție de sare pentru dezăpezire de la de această acolo. firmă. da. Uh, și eu am făcut Dacă firea, prețul este bun, uh, de ce nu? Da, Dar... Am înțeles că este o achiziție de 750 de tone, e cumva un contract cadru, știm cum funcționează, adică tu crezi, estimezi că atât îți va trebui pentru o iarnă da, da, da. Să, ce te să, rămâne, fezești... să rămâne dacă să da, rămâne cumpăr, pe da. stoc. Uh, uh, pui uh, uh, ca un morman, așa ca o, o grămadă de, de, de sare, undeva în, uh, în aer deschis. Iarăși, care mie îmi dă cu eroare. Bine, trebuie să fie de Înțeleg de de la, depozite în aer Mi-a explicat da. cineva din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Roman, care a auzit întrebarea mea în conferința de la primărie, că uh, se dacă vin precipitații se formează deasupra un strat impermeabil, așa e făcută sarea specială și că prea puțin un 2% s-ar consuma din totalul nu știu, tonelor achiziționate de primărie, așa că n-ar fi un consum, sunt să spun acest lucru, că mi-a explicat că o fi adevărat sau nu, nu știu și că nu se pierde atât de mult dacă plouă ninge peste acea sare care stă afară sarea trebuie să stea afară pentru că dacă ninge noaptea da, asta, asta până mâine dimineață ei și, ce trebuie de la, să... și ce de la drumuri naționale da, să ei să... trebuie să intervină adică cu niște utilaje pe trase, care nu permit pe trasee am văzut că există și pentru astfel a cărasarea de locuri sarea, nu sunt... permit într-un depozit de exemplu închis undeva într-un spațiu închis să meargă nu știu ce utilaje să, trans... să ia e, sare -am, de acolo n-am văzut să... depozite Și că ar trebui în spațiu deschis totuși să fie depozitată mă rog asta e o explicație pe care am primit-o și eu ofer mai departe nu știu cât este de viabilă sau nu. Da, această firmă nu mai livrează pietriș la Sagna, este o altă firmă care înțeleg că este locală din Luțca. Dar, repet, eu am fost în teren, eu n-am văzut pe străzile neasfaltate. Dar urmează, e posibil să în fie încheiat contractul mm -hmm. și să vină balastul mai târziu. Posibil, deci, am, am văzut probabil. o achiziție de pe 11 noiembrie, cred. Însă, acolo... Deci, vorbim de peste o lună. Nu știu cum facem da, achizițiile acestea. Toate, Adic, facem face achiziții acum sistem și vine, electronic. Vine, știu că am avut și o discuție la un moment dat cu domnul da. primar de Sangna și l-am întrebat același lucru și a spus că, domnule, este contractul mm -hmm. încheiat acum pentru o cantitate mai mare, dar nu am unde să depozitez balast și când e nevoie mai vine cu câteva câte mașini și așa mai câte o tranșă. Acum, na, e, Sunt niște străzi verific. care arată într-un mod nefericit, cum să-i spun. Dacă n-au apucat să le asfaltezi, au rămas așa. asfaltate da. neasfaltate. Putea să ceară bani de la Consiliul Județean, nu știu, să mai vină cu proiecte, să mai facă proiecte, Ei, să nu ceară bani de la, merge de la bugetul acum la... Consiliul Județean în zona asta sau poate o ocolește pentru o vreme, având în vedere ce le întâmplat de cu podul. Nu vreau să fiu, nu știu, cârcotașă. Da, sau să facă până acum. dacă, dacă este ar fi fost. Adică posibil să variante... vină prin Angel Salini, în ce am înțeles de la primar. Mă refer proiectele acestea de asfaltare. Dar până nu implementăm apă canal, nu, iarăși nu poți să asfaltezi. Și se pare absolut normal. Pentru, pentru că... că... e normal până la urmă. Nu poți să pui asfalt proaspăt și să vi să-l spargi. Am mai avut noi un exemplu aici, pe, că tot timpul menționez tronsonul acesta de pe Bogdan Dragoș, de la Pod, de, de la, mă rog, de la Bălcescu, da? și până pe strada Bogdan Dragoș aici la noi, când imediat după ce s-a asfaltat în plină campanie electorală pe bani de loc puțin și a venit uh, da, de RDP ea și au făcut cu bani de la CNAIR, au spart uh, cei de la gaz uh, asfaltul și a rămas peticit ei spun că aduc la starea inițială. Nu o să mai fie acel asfalt niciodată la fel. Dar adică niciodată nu s-a la treaba asta. Așa spune întâmplă. legea că a intervenit asupra carosabilului, ești obligat să-l aduci la starea inițială. Am văzut nu în țara asta fel, da. și cred că cu toții am văzut unde au intervenit asupra carosabilului să repare, să sudeze o conductă spartă, să pună, să vină cu alimentare, cu apă, să... Uh, umbrii pe la cablu electric și așa mai departe, cei care au lucrat n-au roșit niciodată, pentru că nu este complicat, dar nici simplu. Sunt niște proceduri care trebuie urmate, dar acolo se fură foarte mult pe românește, ca să spunem mai că mai contează, contează și cine asfaltează, și cine prinde lucrare să vii, de asfaltare. să tasezi ce ai pus, să vii cu niște din astea, că am niște exemple uh, niște recente de asfaltări care după câteva luni pe pani foarte mulți, dacă ne referim la axa rutieră strategică 3, tronsonul de la Horia la Icușești, este un dezastru. Am primit imagini pe redacție recent cum peticeau cei de la firma constructoare, cred că Darcons câștigase, că, nu că Nu mai multe societăți, așa sigur, cum Sigur, cred -am, că lider de asociere și -a este Și-au împărțit, și împărțit contractul ăsta. Este Darcons cu, cu SC Mitras, am primit de la Consiliul Județean răspuns oficial, deci pot să-mi asum această informație și contractul e undeva la vreo 10 milioane de euro. Posibil, deci, nu știu, contractul este da, mărișor oricum. Da, nu, eu vorbesc doar despre acest tronson de că segment, valorează segmentul atât. Segmentul ăsta, da. Da. Și mi se pare că pentru 10 milioane de euro să ai deja probleme în strat, cred că e stratul de uzură cel, de, cel final sau mă rog cel care se pune ultimul Uh, sper să da, nu sunt mă mai înșel. Multe, Sunt mai multe, nu vreau să greșesc multe, Dar oricum, eu văd ca un simplu cetățean Că e asfaltat, e proaspăt asfaltat De ce să apară grobi și degradări Deci uh, îți arăt fotografii Cum practic scobeau scobeau Unde se degradase receta... Și veneau cu pe peticul deasupra Iar scobeau și este plin drumul acest ronson că am făcut și ieri material De aceste peticeli După câteva luni pe 10 milioane de euro, mă întreb, nu știu cât o să mai îndure cetățenii aceștia. Poate n-au aplicat ultimul strat. Au și marcaje rutiere? Posibil. Nu vreau să greșesc, n-am băgat de seamă. Cred că proiectul oricum încă mai este în termen, adică nu este oricum, n-a ajuns la termenul, nu este predat, nu este, știi, vorbim de recepția lucrării, de... Nu, nu. Dar dubios oricum. Iar și probleme sunt la asfalt turnat de aceeași firmă în comuna Boghicea, vorbim de Slobozia, Nistria, cele sate unde la fel am primit niște filmări aici am fost și în teren acolo urmează să mergem care nu, nu arată destul de bine, adică asfalt la fel, peticit și avem și filmare cu președintele Consiliului Județean Neamț care în aprilie anul acesta se afla pe șantier acolo și spunea că modernizează, face pentru prima dată, n-a văzut niciodată acel tronson de drum asfalt, 11 milioane de lei. Uite că vedea Pe ce să dăm atâția bani dacă ele se degradează după o lună, două, trei, cinci, șase, nu știu, Dar nu problema în maxim un un an apar este că problemele. Beneficiarul, adică nu poți să preiei astfel de lucrare fără proces verbal de recepție. Acolo sunt niște oameni care semnează că lucrurile să sunt bune. Acum nu știu că orice, că, orice poate lucrare, ne lucrare, cu surprize că nu au nicio... Orice lucrare are o garanție Asta de spun. câțiva da. ani. Adică dacă au apărut probleme, îl pe constructul, deci bă, -ai, ce ai făcut? Adică să vină să tot peticească? Uite, vezi, exact ca discursul de la pod. Podul a fost pod și s-a prăbușit. Aia e. În cazul unui drum, de exemplu, nu este poate situația atât de gravă în sensul Crapa că nu fică nimic, dar dacă apar de aceste degradări după câteva luni, la fel de rușinos este. Da, poate nu, nu are, are aceeași gravitate. Nu poti de rușinări și pun fundurile în gipurile de sute de mii de euro și pleacă. Nu mai asta, nu mai... Tu primești la redacție filmulețe de la oameni mulțumiți care nici nu și le asumă că nu vrea să afli pe da. primarul că el face o sesizare. Da, nici nu și le asumă. Adică nu e le le asumă. Adică, eu Dar eu mi-asum că eu mă duc și filmez da. și într-adevăr... Nu, nu cum să nu-ți asum uh, tu, dar problema se este... Se confirmă în teren. Asta e mai rău. Cel mai multe ori în teren Așa se confirmă. este, Alexandra. Problema este uh, apropo și de curajul uh, românului în general. Da. Sunt foarte puțini care își asumă uh, o sesizare, o e reclamație, adevărat. ca să zic așa. Cele mai multe informații vin de ceva de genul fă dregii uite acolo ce se întâmplă zi bă dați asumi ceea exact, ce spui dacă mai spui că și primarul mai... și-a făcut nu 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 că mi-e frică să nu mă prindă să nu știu ce păi dacă dacă procedăm în felul nu ăsta, poți să faci decât, presă numai adică așa, ne, așa e adevărat ne, pentru că -a adică trebuie făcut, și făcut în neapărat oh. numai presă munca noastră care oricum este mai din ce în ce mai greu de făcut adică ne, multe... ne asumăm mai noi asta da. e ideea adică primim adică, într-adevăr scoatem noi ne facem datoria, dar de multe ori, uite, ești nevoie să faci niște verificări suplimentare, că pentru... Dacă nu le faci, există riscul să greșești. Dacă greșești, atunci te arată cu degetul, te înjură, te cheamă la instanță, te tăvălezi, te întoarce, nu știu ce, da. și așa mai departe. Dar eu zic că ar trebui să avem mai mult curaj până la urmă, că primarul nu este un rege indiferent de unde este el și trebuie să avem curaj pentru că primarul, el trebuie să fie cel care să dea socoteală, să ne dea nouă socoteală, nu noi să-i dăm lui socoteală. Președintele Consiliului Județean este cel care trebuie să ne dea nouă socoteală, nu noi. A, uite, președintele Consiliului Județean i-a invitat, invitat, la șampanie pe consilieri județeni pe 21 decembrie, după atâta amar de vreme și atâta luni de când se desfășoară online Ședințe ședințele. Online, da. Pentru că domnia sa, cum am văzut și la cei de la ProTV, la Paula Herlo, stă mai mult pe la București și este un, un lucru și noi am spus o că, aici. Asta da, este, este realitatea. Cu atât mai mult este și, și dovedit că s-a văzut. Proced, și este o procedură. Nu știu lor. și cum se procedează la Consiliul de Lețean. Dar dacă știu cu ce mă încălzește, pot să fac eu ca jurnalist ceva? Păi, când ce pot e, să... când e, este o strategie pe care o aplică, dar verifică cineva dacă domnul Arsenie este zi de zi la muncă. Pentru că este varianta ca te duci, de exemplu, astăzi. Întrebă, ieri a fost, domnul președinte. Da, cum a fost. Uite, că avem confirmare că a fost, dar el de fapt n-a fost. Adică sunt niște, niște lucruri. Da, angajații mizerabile, la coperă. Cam sunt, despre asta da, e vorba. Da, exact, sunt niște angajații lucruri la coperă, pentru se, că și ei vor să-și păstreze posturile călduțe, Știm cum funcționează. Da, uh, urma... Mai e și servilismul acesta, e șef și. Pentru șeful trebuie bun, să. Are și el o problemă. Obediența azi, este una. Dar ce, facem, ce facem cu cetățenii care nu au curaj, da? Problema deci este trece că, drumul da. prin fața porții, asfaltul se crapă, îi apar gropile, da? Și zice... Uh dar sunt și genante aceste ședințe că eu le-am mai tot urmărit în ultima vreme Uite, eu deci am... sunt niște ședințe de toată jena și mi-asum când spun acest lucru eu, ba nu au semnal, ba le pică, nu, ba unul-și soarbe cafeaua înțeleg, ba unul stă nu, la volan înțeleg. ba altul a... tușește, altul nu vă mai aud Vot unii nominal avertizorul public nominal. trebuie protejat dar uh, cred că nu sunt anumite chiar. situații în care poți să renunți la anonimat. Poți de să adevărat, vii și da. să spui cu subiect și predicat ce te mulțumește în localitatea ta. Când vii și spui uh, sau furnizezi o informație extrem de gravă despre o persoană sau alta cu funcție, înțeleg pretenția ca jurnalistul să-și preia încărcă toate. Păi, sunt care își fac. Și noi trebuie puțin... să dovedim, nu? Și noi, așa Sunt per, persoane care își fac uh, adrese de e-mail, eu primesc foarte mult astfel de, și de mesaje. Și noi primim. primim și pe WhatsApp-ul redacției. Sunt, și nu sunt clonați, nu n De multe ori, din frustrare sau, nu știu, ne. Doar Dar... ne, a, ne trimit așa câte o pastilă, cum să-i spun, apoi spun că vor apela deci... la televiziunile locale, da, uh, să fie naționale, pardon. Bun drum. Păi, deci, deci, la televiziunile naționale, deci na, nu știu de televiziunile sunt, mai... naționale, nu de Sunt foarte multe mesaje, de exemplu, neasumate și vreau să dau un exemplu doar de un singur, pe care l-am primit azi dimineață. Își fac adrese de e-mail după care nu le mai deschid. Mai ai nevoie mm -hmm. de niște informații suplimentare. Păi zici, bă, e subiect așa. Uite ce spune, ce spune o persoană? Uh -huh. E interesant că vorbim de zona bugetară. De deci ce mă adresez dumneavoastră doar? ce instituțiile. Nu vor sau nu pot să clarifice cum este posibil să lucrezi cu normă întreagă într-o instituție suburnată Consiliului Județean am și să fii student la zi, uh -huh. să ții salariul integral și să beneficiezi de loc în facultate, fără să plătești taxa de școlarizare. Ca și profesor, cu greu reușesc să-mi fac, bănuiesc că e, se înțelege că e profesor, dar da. cel care mi-a trimis această sesizare, ca și profesor, cu greu reușesc să-mi fac numărul de ore alergând între școlile urbane, rurale. Uh -huh. Subiectul în discuție se referă la trei angajații ai Bibliotecii Județene, absolvenți ai Facultății de Muzică Gheorghe Dima, a Piatra NAMS, le au fost transformate, pus după absolvire, în vara anului 2020, un post, respectiv două posturi în vara anului 2021. De văzut ce legătură are muzica cu cartea, dacă instituțiile o să oferă informații clarificatoare. Mulțumesc! Uh, mai aveam nevoie de niște da, date. Da, de multe ori mai avem nevoie de niște da. Aveți și niște nume? Da. Bineînțeles, cum mi a mai răspuns, pentru că acest e-mail l-a păi, făcut făcut pentru ai, această sesizare. Ideea este că nici oamenii aceștia despide. care vor sub protecția anonimatului nu înțeleg niște aspecte. Bun, eu pot să-ți asigur anonimatul ca și jurnalist, că te înțeleg. Nu vrei că, nu știu, e primarul, e nu știu care, e. Da, da, șeful. Prea mulți sunt care, dar, care doresc să vorbească cu Dar sub anonimat Trebuie și... să ai de multe ori, mai ales când vorbim de instituții cu zeci de angajați sau cum e în cazul acesta, zeci de, nu știu, ele ce ori mai fi, bla, la. Tu trebuie să ai niște nume, totuși tu trebuie să verifici ce informație, indiferent unde o verifici tu, de exemplu, că sunt la o instituție, că ești acreditat sau sunt la un purtător de cuvânt și te prezinți. Trebuie să-i dai acelui purtător de cuvânt sau cine îți mediază cumva da, această solicitare niște date. Ce date îi dai? Știu eu că trei angajați, trei elevi, trei nu știu ce, fac da, sunt informații, informații complete cum, da. și Asta e, Bine, da. există și o lipsă Oamenii de nu înțeleg, da. O altă chestiune, că a plecat de la asfaltul fărămințat da. de pe strada ta de la țară și ți-e frică să spui ceva că nu știu ce ți face primarul. Păi asta e o problemă și de fapt zic eu că ceea ce avem merităm, pentru că ne este teamă să vorbim, ne este teamă să spunem sau să ne arătăm nemulțumirea că da. drumul județean este de cacao, ne este teamă sau ne este frică să spunem că drumul comunal, ulița, este de cacao, ne ascundem în spatele mai nou, e mod asta, facem Conturi, e, fake pe da, Facebook și da. îi arătăm cu degetul. Dar nu vrei tu să-ți. Mai nou, să cam spui acolo e cam toată asumi. viața noastră, din păcate. Da, dar Pentru că nimeni nu-și mai conturi. asumă realitatea multe exact. chestii pe care și le asumă în mediul online. Și cum să-ți spun eu, mi se pare că e chiar o viață paralelă. Știi, că vorbea cineva de statul paralel. Acum e viața paralelă, adică trăim în realitate o viață, și pe internet o alta. Asta e realitatea, din păcate. Trăim foarte mult pe internet și uităm să mai intrăm în viața reală. Da. Apropo de viața reală, mă uitam la scandalul care a fost scandalul nemulțumirea românilor, așa, foarte mulți români mulțumesc că n-am intrat în Schengen. Eu am mai spus-o și -o spun, chiar dacă să mă înjure, n-au decât să mă înjure, nu meritam să intrăm în Schengen mm -hmm. și cred că mulți de-ai de noștri cu funcții nu și-au dorit să intrăm în Schengen. Mm -hmm. Doar atât vreau să, da, că că nu face nu, mandrăle, să, să le că să E vorba de afaceri foarte grele care se da. desfășoară la, la, la frontiere. Deci dacă am fi intrat în Schengen, trebuia să renunțăm la granița cu Bulgaria, rămâneau ei uh -huh, cap uh -huh. de pod acolo, trebuia să renunțăm la granița cu Ungaria, vorbim de mii de oameni care ar fi părăsit sistemul fără doar și poate, la da, poliții de angajan, frontiere, da. la vameși, uh -huh, uh -huh. dar... Cea mai mare problemă era a da Din zonele astea se colectează șpăgi în valoare de sute de milioane da, de euro. Da, așa am văzut un caz recent, da, cu Dar, Suceava. Era pe niște haine, pe niște bă, contrafăcute și. Bun, asta e zona pe care ne trebuie să asigurăm. Uh -huh. Granițile uh -huh. între țările intracomunitare. Cu Ungaria trebuie să o desfințăm, cu Bulgaria da, e adevărat, deci, este clar, că e pe partea asta trebuie să le, să le uh -huh. întărim. Deci, uh -huh. unii jubilează, unii se mulțumesc și sunt foarte bucuroși când au intrat în schimb, alții sunt nemulțumiți. Eu zic că este de discutat, pe de altă parte, să nu da, uităm par că Austria, Austria subiect, a beneficiat uh -huh. de foarte multe bunuri ale acestei țări și mă uitam că ne răzbunăm pe nu vreau să spun că răzbunarea este, știm noi arma cui, ne răzbunăm și vedem că boicotăm băncile austriece sau cu acționaria ta austriacă și Bine, așa mai departe. aceste răzbunări uitând, sunt infantile, că uit, nu îi afectează pe de, ei, uitând cu nimic. de fapt că avem un foarte mulți român care lucrează acolo și câștigă și câștigă pâinea la OMV Petrom, de exemplu, da? Mm. Acolo sunt angajați nu austrieci, sunt angajați români, dar nu știu de ce s-au trezit ei acum. Mi aduc aminte că sunt o groază de astfel de societăți comerciale cum, cum o, o, companii străine care au investit uh -huh. în România și care câștigă foarte mult de aici, își duc banii acasă și nimeni nu întreabă de sănătate. Nu am auzit vreodată sau în ultimii ani că statul român să fi verificat serios OMV-ul, să fi verificat aceste bănci, dar din punct de vedere a cifrei de afaceri, cheltuiel exact. și așa uh -huh. mai departe, a fost doar scandalul ăla cu lucoilul, unde lucrurile s-au încheiat, deși existau niște elemente că ceva este în regulă, pentru că a, aici și pe cred că e o mare, că a fost, mare problemă. A fost, punctul de pornire a fost cel când cu războiul din Ucraina, nu? Și cu da, rog, o faptul vremea, că boicotăm pe vrea, pe vremea, firmele că premier a fost Victor de pe context, Rusia. A fost da. o problemă acolo, dacă a, aduc bine Tu te referi minte, mai încoace, mai Și, Înțeleg. Da, erau niște eu chestii. Nu, niște la boicotul Era... de... nu, bă, e boicot, dar ce boicot? Că n-am de... boicotat nimic și nu mai cred recent. eu că păi de asta spun că sunt infantile, boycott... Boycott... că eu credeam că trebuie la ceva mai... Uh... Boicotează statul, văd că statul este foarte supărat, este informația zilei, am văzut că e tratată și apare pe toate uh, site-urile importante din această țară, site-uri de presă, bineînțeles, că cei de la CNR, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, uh, care rulează zeci de miliarde de lei banii noștri, bineînțeles, mm -hmm. din din roviniete că doar nu banii au renunțat la conturile deschise la BCR și se duc spre, spre ce, că ar fi prima mare companie, ci că urmează și cei de la aeroportul Otopeni să facă același lucru, care se află tot sub ordinea Ministerului Transportului și cei uh -huh. de la, uh, cred că CFR, dacă nu mă înșel. Deci oamenii s-au ținut de cuvânt și se răzbună. Într-un fel, nu știu, dacă această răzbunare nu o să se Bine, În unii au spus că un poate să și primele semne. Într-un fel, nici nu e bine să ne menținem letargici, da, pentru totdeauna. Adică de undeva trebuie să pornească și un soi de manifest, dacă vrei. Nu știu nu, că problema este contează că Alexandra, problema știu din punctul de vedere este ce este simplu. Să... Nu cred că, de, că sunt foarte vinovați mm -hmm. austriecii, deși cred că au și ei partea lor de vină și au fost niște interese aici fără doar și poate, dar eu stau și mă întreb ce au făcut ai noștri? Ce au făcut ce de la ministru de Externe? Ce a ce a făcut premierul? Ce a făcut domnul Bode? Noi am aflat târziu că Austria se opune. Noi credeam că o să ne facă problema Olanda metri, și Suedia. Da? Da? Mm -hmm. Ai văzut, mm -hmm. ai văzut să-și dea demisia cineva, pe da domnul Hurezeanu, ministru, ambasadorul României la Viena, Trebuia să zboare din funcție să-și dea demisia. De atunci, adică, băi, stai puțin, nu-mi asum această nereușită, că e vina uh -huh, mea. Uh -huh. Nu se poate așa ceva. În România nimeni nu-și asumă nimic. Arătăm nu. cu degetul. Repet, Iar de nu ziua de astăzi. Nu sunt zic că nu există bine și acolo. Nu. Dar informația asta nu a circulat decât foarte târziu. Noi am aflat că Austria se opune și au spus, domnule, ne opunem pentru că e o problemă cu. Da, migranții, chiar cu că au ajuns foarte de... mult 10 de mii, că pe care ar trebui cu să le înainte voi. de vot, să zic. Da. Că, dar... Cred că au fost semnale nu care Corect. au apărut în spate. Sunt lucruri pe care noi nu le știm, au apărut pe surse, dar, uh -huh. repet, aș fi vrut ca uh, și din partea noastră să fie unii care să-și asume aceste uh, responsabilitatea până la urmă, să-și asume uh, eșecul și să spună, da domne, am greșit și noi, eu ambasador, eu ministru, eu secretar de stat, eu draculacu și să plec, pentru că nu sunt bun. Este într-adevăr, e un eșec. Dar da. la noi nu se întâmplă treaba asta, pentru că asta este situația, ne răzbunăm pe, pe ei, dacă ne răzbunăm tot pe noi. Repet, eu Hai, nu e, cred că da, vor suferi da, foarte mult. E, eu am mai spus un, cred că cândva e o, o chestie pe care am sesizat-o da. și cred că am sesizat-o mulți dintre noi și la fel o mare companie un concert străin care desfășoară activități extrem de profitabile în România. Când mă uitam la Cupa Mondială, la schi, de exemplu, sau la diverse competiții sportive, vedeam sigla acestei firme, prezentă peste tot, inclusiv pe, pe training-uri, da, pe tricouri, pe, pe panouri și așa da. mai departe. Vreau să spun că nu am văzut în România ca cea mare companie să sponsorizeze vreo echipă de fotbal, de handbal, de ce da, vrei tu, da. vreo competiție sportivă, nimic. Deci oamenii, până la urmă, câștigă aici foarte mulți bani, bani pe care îi duc la ei acasă, mm -hmm. ei acolo se dezvoltă. Dar sunt lucruri pe care poate mulți dintre noi le înțelegem, dar nu ne dăm seama cât de mult ne afectează într-un fel, pentru că ei câștigând foarte mult, ducând mai tot acasă, Aici rămân foarte mulți bani, pentru, foarte puțini bani, pentru că prin tot felul de inginerie financiară, când asta spuneam, reușesc să și externalizeze, da, repatrieze. Toate profitul Aici au fost discuții pe vremea dar discuții discu discu pe vremea lui Dragnea când au spus că da, vom nu lasă nimic în țară, am înțeles, da, vom nu... merge pe cifra de afaceri și vom taxa și așa mai departe. Nu știu cât de mult se investește și dacă nu cumva, dar așa suntem văzut ca o țară de mâna a treia, a patra și tot ei se supără politicienii noștri de parcă da, noi suntem vin, vinovați și fac că suntem aici, tratați, aici, uh, tratați așa. Cine este vinovat? Că Iau băgășelul și pleacă doldora de bani, cum s-ar zice. Tot okay, ei, pentru că iată ce serioși sunt apropo de, 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 de legi și așa mai departe. Dar vreau să discutăm puțin și despre subiectul ăsta cu contractul, cât și mai bine contractul la pastel. Da contractul încheiat Aici, Paserva, e contractul încheiat cu Adia uh, cu Aneamță, mai exact, de primăria uh -huh. romană. A mai fost o astfel de tentativă, dacă nu mă înșel, s-a ajuns chiar în instanță. Cei de la v au spus că, bine, prin Adia da, cu Aneamță, și voi că, bani pe da, proiectul vre, vreți de la să stația... să plecați la apa vital, trebuie să dați o, nu știu, de, uzată, de milioane doar. de euro, adică... Păi acum vorbim de 140 de milioane, mai exact Asta este că pretenția fi, celor de la paser. Da, ar fi parte pentru proiectul uh, uh, de ape uzate cel care a fost implementat de APASERV, înțeleg undeva la anul ar mai fi o șansă pentru că expiră acea perioadă de grație cât e, o perioadă de 10 ani cred că în acest caz sau 5 sau 10 ani nu la care sunt de proiecte a... că sunt proiecte europene, de exemplu cum e și în Roman. Noi întrebasem la un moment dat la Parcul Jora de ce nu se poate pune un gard lateral pentru că a, e nu o zonă poți, de... Nu poți să intervii o intervi... anumită da, perioadă pot... de timp. La fel e și, și cu această perioadă. Înțeleg că a fost o perioadă uh, care se epuizează cumva la anul când roman, Romanul ar putea uh, scăpa de această de povară da, de la acel termen de 10 ani uh, și ar putea scăpa de această povară. Nu știu acum dacă va fi, dacă nu va fi așa Ceea ce știu este că pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Roman din data de 15 decembrie, deci peste două zile, se regăsește și un proiect de hotărâre privind inițierea procedurii de reziliere a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice, numărul 28 din 2009, aprobat prin hotărârea Consiliului Local, tot în 2009. Și vorbim aici despre faptul că. Se aprobă inițierea procedurilor de reziliere din culpa operatorului a contractului de delegare, cel menționat anterior, din data menționată anterior din anul 2009 și retragerea municipiului Roman din Adiacoa Neamț. Se aprobă și achiziționarea de servicii juridice în vederea a inițierii și derulării procedurilor de reziliere din culpa operatorului mă o rog casă cei, de avocator probabil care să se ocupe special de proceduri. această procedură Pentru că nu va fi ușor, știm cu toții războiul dintre cele două tabere din ultimele luni la care și noi am asistat Pe de o parte și pe de alta, declarații din partea municipalității, a reprezentanților administrației locale Uh, am din partea acestei tabere, apoi de cealaltă parte de la compania PASERV, de la directorul Mușat, uh, mă rog, cine a mai ieșit prin presă, nu știu dacă din Consiliul de Administrație, cred că mai nimeni nu am auzit să iasă vreodată să dea niște declarații, decât, decât foarte rar uh, tot așa, în conferințele APA Servului au mai fost câte unul aici-colo, dar mare, mari informații în această zonă nu pot să spun că au furnizat pentru clienți până la urmă, pentru consumatori, pentru că ei sunt beneficiari acestor servicii și cred eu că ar merita mai multe explicații și mai mult respect din partea unora care le-ar putea oferi din când în când, încât să-i liniștească sau să le dea o urmă de speranță că vom intra într-o într normalitate în ceea ce privește cel puțin pe raza municipiului Roma în aceste servicii de calitate îndoielnică livrate de către operatorul APASERV în ultimii ani, nu mai spunem de ultimul an, ci în ultimii ani. Um, și care, deși și-a asumat la fiecare uh, întâlnire cu reprezentanții din aparatul tehnic uh, uh, al primăriei Municipiului Roman, cu primarul, cu uh, cine s-a mai întâlnit pe la primăria Municipiului Roman, uh, cam uh, la o perioadă le-a uitat. De ce spun asta? Pentru că și-a asumat și faptul că nu vor mai uh, livra apă cu presiune redusă sau deloc la robinetele romașcanilor noaptea. A revenit. Cred că în seara aceasta expiră, și dacă nu mâine, poate în zilele următoare, vine următoarea perioadă, următoarea tranșă de. Da, cred că nu-și mai, nu mai permis să uh, cumpere apă de la Pavital. Asta este părerea Da, și de pe 6 cred că a fost instituită, și în seara aceasta, pe 13, e ultima zi, mă rog, din acest interval, emis în comunicatul, uh, da, menționat în comunicatul emis uh, zilele trecute. Dar, repet, cred că mâine vine o alta cu prelungire, de pe 14 până uh, da, următoarele șapte zile, pentru că așa procedează dumnealor și este vorba de. 23-6. Bun, pe timp de vară nu știu cum au fost, erau oameni care se lamentau și atunci pentru că veneau unii de la schimbul 2 nu mai găseau apă sau care ieșea din schimbul 3 și venea acasă să facă un duș, se bage în pasă la fel. Apoi, pe timp de noapte mai au oameni nevoi fiziologice, mai merg la baie mă rog, era cumva Hai incomod pentru fiecare. Nu ai Bun, ă, acum vorbim de perioada iernii și uite, eu recent am avut o problemă cu centrala și vorbind cu acel domn tehnician care a venit la mine, a spus, doamnă, fluctuațiile acestea, faptul că nu vine apa în mod constant la robinet este o problemă. Pentru că sunt acum centrale inteligente de ultimă generație care se sizează niște anomalii atunci când apa nu mai este cu presiune sau cu presiune redusă și te poți trezi cu niște probleme mult mai mari. Da? De exemplu, eu m-am trezit cu niște probleme legate de presiunea apei, care era destul de ridicată. Și Te de ce să. Sau nu, de nu, presiunea, adică vorbim de presiunea pe care uh, afișajul centralei ți o arată în. A, adică întâi. câți bari ai presiune sau, mă rog, uh, mai bine se pricep bărbații la aceste aspecte, dar, dar am Fluctuați înțeles și eu. Da, am înțeles și eu cam care ar fi uh, totuși uh, uh, problema dăunat, uh, legată de fluctuațiile acestea. Ai apă, ba nu ai, ba cu presiune, ba fără presiune, adică mă gândesc că cineva și cam bate joc și de acest aspect, în privința acestui aspect, că nu e apă, nu e, probabil Dar că mulți s-au conformat. E e pasă cuiva. Dar e iarnă, adică trebuie, mă gândesc că sunt atâtea familii în Roman cu copii care trebuie pe timpul nopții să doarmă în căldură, nu să se trezească în frig, să se îmbrace, să meargă la școală. Mi se pare jenant, cel puțin jenant. Bun. Vedem această încercare. Dacă mă întreb pe mine, o să spun apoi și ce spune raportul sau, mă rog, referatul de aprobare sau, de regulă, cum sunt aceste Da, este o, este o măsură, sau un, pas, un pas important. Cei de la Primăria română erau că va obligați să facă treaba. Asta e, adevărat, că altfel, e adevărat. Altfel ar fi pierdut. <coughs> uh, da, uh, înțeleg că e un pas că... important, dar e un pas uh, dintr-un demers, dacă mă întreb pe mine, uh, alfă, de amploare pentru Baze că nu cred că e de durat asta vreau Vorba să zic, nu, nu judecată, cred că dacă procese, a inițiat sau mă rog, această, iniție, această procedură inițiată o trece prin Consiliul Local, mâine se și întâmplă în minunea sau peste trei luni sau în anul 2023, slabe șanse dacă din punctul meu de vedere nu există înțeleg, înțelegere înțeleg între ce două părți și va poate fi instanța cea care expire, va stabili cine uh, are dreptate exact. și dacă sau poate să expire la anul acești ani că povara cea mai grea pe în roman, în momentul acesta era acea coplată sau acele pretenții pentru uh, implementarea proiectului. Coplata, sta, coplata nu, e nu, e, nu e coplata, sunt acele mare. pretenții legate de proiect. Da, de proiectul ei cer și banii europeni investiți adevărat, în aceste proiecte. adevărat, da, Și uh, dacă ne gândim că vorbim colect. de 140 de milioane nu e o sumă e, e pe care nu să o poți da de undeva, exact. Și cred că speranța ar mai fi undeva la anul dacă expiră acea durată de 10 ani și scapă municipalitatea de această povară, de acești bani, această sumă imensă și rămân acei, acelelalte pretenții. Înțeleg că niște sume nu știu, la fel de unde vor fi suportate, dar mult mai mici decât aceasta pe care am spus-o noi. De uh, nu împrumut oricum de unul Așa. Și, sau, dacă nu, când se termină litigiul. Și litigiile vedem și noi, nu știu. Cât era la Artera Romanesc mai știm câte termene și cât Foarte erani, multe termene și, chiar și am, am uitat acum două zile, următorul adică, termen e undeva prin ianuarie, dacă nu mă înșel. Deci, în sfârșit, a fost finalizată expertiza tehnică acolo sau, uh -huh. cred că e expertiza tehnică, e vorba, sau poate fi fost și una contabilă, nu știu. Și s-a dat un nou termen pentru a oferi timp suficient părților să analizeze. Da, uite, expertiză. am aici cifrele. da. zice că pe, aici în referat se arată că pe 23 a 8 a 2018, în urma de demersurilor efectuate, compania județeană Paser a comunicat primăriei municipiului Roman că a, sunt niște sume de, mă rog, de pretențiile companiei. Au de recuperat niște sume de la România. Da, respectiv 1.060.600 de lei sumă corespunzătoare a rambursării împrumutului, 78.571.000 de milioane, de mii, reprezentând investiții ale APASERF, probabil. nu sunt investițiile făcute de APASERF, sunt, sunt investiții făcute pe pe proiectele europene de acum 8-9 ani, și banii ăia nu sunt bani care provin din contul neapărat. Da. Adică, poate o fi la care, care se neapasă, adaugă și suma spania... prevăzută ca și despăgubiri. Deci, banii europene acolo. Adică da. pe cineva și să. Și vorbim și, da și despre. Și da, sunt foarte mulți bani. Și vorbim de, da, cum am spus eu, uh, 141 de uh, milioane 141.458.618 lei. Asta e totalul. Da. Pretențiile pe care le au cei de la Pasări față de roman pentru a-i lăsa liberi, cum ar veni. Uh -huh. Bă, te las liber dacă dai banii ăștia pentru că tu-mi deci datorezi. E un prejudiciu ăștia. estimat la data de, de 9-10 a, a 2018. S-ar putea ca în anul de grație de 2023 aceste sume să mai crească pentru că știm, între timp, sau au mai scumpe unele altele. Pe de altă parte, lucrurile sunt simple dacă le vezi dintr-o anumită perspectivă, dintr-un anumit uh -huh. unghi, și anume dacă eu. Uh, îți plătești niște servicii și tu îți bagi joc de mine, nu mi-o acele servicii sau mi le ofer la o calitate extrem de slabă, eu cred că bunul simț și legea ar trebui și legea, cred că îți permite să renunți la acel furnizor de servicii și te duci la altul, că nu poți să stai lipit, mă ține să mă țină la legat, adică îți Dragoste dau apă când vreau, da, dau poate, da. apă când vreau, cum vreau și cât vreau, știi? Păi, dacă tu, există un contract, dar dacă tu nu respecti clauzele contractuale, cred că există și varianta asta de a mă rupe pentru că așa este firesc. Mm -hmm. Adică și nu te bași și te țin cu forța lângă mine și fac ce vreau eu cu tine. E adevărat. Înțeleg că investiția prin POIM, stația de care vorbeam, a avut o valoare de 15.445.000 de euro. Deci de aici probabil... Da, uh, ei cer și banii europeni, repet, da. nu mai cofinanțare. Da. Da, pentru e că adevărat. au asigurat ei partea de combinanțare. Acolo într-adevăr da, ce ai pus banii pe care ai pus tu o companie e fire să ți dau înapoi dar banii europeni nu ți dau înapoi că investiția e făcută nu din banii tăi e făcută din bani din afară. Dar cred că nu mai avem timp doar să da. trecem așa în revistă și situația asta de la... n-am intrat prea mult în discuții cu schengen nu pentru că am văzut că iar e un subiect din ăsta da, e, care e controversat în, în sensul râs, că e cu două tăișuri. Dar da? Cumva. ca să-l și încheiem eu cred că vina este și a noastră și nu o recunoaștem, nu a noastră, a mea. Că eu n-am făcut nimic rău și nici tu, Alexandra, este vina celor care gestionează această țară și nu își asumă. Asta mă deranjează cel mai tare. Că, 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 că nu să de spui, corupție, Să spui, domnule și corupția, dar nu e vorba de, cred că, lene, în primul rând și nepricepre. Asta este părerea da. mea. Corupție, dacă e să vorbim despre corupție, vorbim Acolo unde se lucrează cu banul public, e foarte multă corupție și sunt banii care se transformă, sau banul public se transformă în bani personal printr-o felul de mișculații, printr-o felul de ingeri finan -fin financiare și am pomenit la un moment dat, însă nu vreau să încheiem înainte de doar de a trece revistă faptul doar două, așa, două contracte încheiate în ultima perioadă, că mm -hmm. sunt multe, multe, multe altele, inclusiv primăria romană încheie încheiat o de contracte da, da. care de, care mai mai dubioase. De obicei e, cu aceleași firme, cu aceleași. diferite firme, de servicii, da? Da, și să zicem, despre măști, numai despre măștii. Nu, mai firmele vorbim de măști, care, că da. ducă-se pandemia, uh, să sperăm că nu ne uh, mai întoarcem. Sunt două contracte care ar trebui, efectiv, să cutremure sistemul judiciar, ca să nu spun altfel. Și poliție, și gard, gardă nu pe cei de la curtea din conturi. E gardul ăla de la Poiana de eu n-am văzut așa ceva, are 140 de metri din iari. Uh -huh. ca să înțeleagă lumea despre ce este vorba 60.000 de euro costă reparația lui cumva deci vorbim despre de o un reabilitare o nu reabilitare, de o... niște reparații și îl arată nu foarte de o arată, arată, arată foarte bine să dai 60 de mii de euro este reparat de o firmă din Roman uh -huh. există legătură cu Romanul să dai 60 de euro și nimeni să nu zică nimic băi hai să verificăm, deci o să verifice poliția dar repet, cum face poliția verificări A, mai degrabă au nu Au mai le fost face. cazuri, foișorul de la bă, centru... de la CSI uh, Roman, da, exact. Da. Și asta vreau să spun și tu ai mai multe elemente aici. Am înțeles că reabilitează sau ce. Refac da, terenul... înțeleg că vor să facă și terenul de sport al aceleași instituții. Tu ai mai făcut un material. Mai multe, două și sau trei. Au mai reparat un. Gard a unui foișor, cu sum, a unui da. gard cu foarte mulți bani. Ei bine, acest teren de sport, înțeleg că este o investiție asumată de Consiliul Județean Neamț. Valoarea estimată a investiției va fi de 295.000 de de lei. Da, mă deci undeva tot la da, cât 60-70.000 de euro, de 60.000 de euro. Da. De euro, 60 de euro. Uh, cred că cu TVA inclus este suma, nu știu, probabil că vom afla mai multe când vom vedea și contractul cui va fi atribuit, va fi probabil o achiziție directă prin nu știu, dacă se mai face licitație la sume atât de mici, da, înțeleg că, că la sume mai, mai mari. Poate va fi de atribuire directă publice. cu siguranță sau cine știe, poate fac licitație sau, și Știu plic, care e firma. Sau, care o să fie firma câștigătoare da, probabil că sunt firmele este firma, ai spus și în articolele tale, că este o firmă care tot s-ar putea, dacă mai sunt și, agreați acolo în jurul da. acestei Vedeam. instituții a centrului Dar școlar. e vorba de, de priorității, priorități, Alexandra. Acolo sunt niște copii cu nevoi speciale. Eu nu spun că acești copii Înțeleg -au că nevoie... există deja terenul. E, terenul El va a fi văzut, doar există. modernizat. Nu știu, se pune altă zgură, se trasează alte linii, că se mai Pun niște porți niște plase, la ved, porți. O să vedem și o să ne pronunțăm la Cam vremea respectivă. -o, -o o când ei, da. o să aflăm mm -hmm. despre ce reabilitare concretă mm -hmm, este mm -hmm. vorba, însă suma și repet, suma mi se pare măricică unul la mână și mă gândesc la prioritate. Mm -hmm. Ca și la primăria Poiana Tăiului. Păi mm -hmm. Eu nu știu dacă asta era prioritatea number one acolo, cum nu știu dacă era la CSI roman prioritatea number one, ca să spun așa. Reabilitarea acestui teren de sport. Și aici ne duce mintea, ne duce mm -hmm. gândul că cineva are diverse interese, să te și pe ultimul 100 de metri, poate mai sunt niște bani la buget, ce să facem cu ei, mai facem una, mai facem alta. Uh -huh. e, în condițiile în care tu te plângi ca țară, că ți-e destul de greu și trăiești din împrumuturi, cred că dacă e în România s-ar da. lucra puțin pe zona asta și, da, da, super primarii până la urmă, nu pe toți, că nu o să spunem că toți sunt niște hoți, dar mulți dintre ei sunt hoți, poate cei mai mulți, să zic așa, nu generalizăm, sunt oameni pe mine ca lumea. care au mai multe mandate deja și stăpâni cumva, nu știu cum să spun mai vorbim de... Da, pentru că li se permite treaba asta, că ceea ce discutam la un moment dat, că nu avem nu avem curaj să, să luăm atitudine, nu noi. Eu mă refer mai așa mulți, la o, mai mulți dintre o noi. credere pe care o prind așa, o, o auto-stimă, ceea ce nu este rău în unele cazuri, dar când vorbim de instituții publice, totuși să te simți ca la tine acasă e cumva îngrijorător și e da. un fenomen care persistă de foarte mulți ani. Și uite o altă informație interesantă e din publicația ziarului atitudinea de neamț. E, spune domnul prefect Adrian Iță, Că suma necesară pentru demolarea podului este de peste 11 milioane de lei ah, de, exact la ca Luzca, a venit, da, de la Luzca, a avut, dar a mai -a mult decât lucrările de, de, de reabilitare de. executate de firma Darcons care a costat 1 milioane de lei, iar dacă demolarea costă 11 milioane de lei, adică peste 1 milion de euro, că va construi un, construirea, unui, construirea unui nou pod? Păi construirea un nou pod nu, era deja limitat de atunci, nu cred musai că undeva la vreo 30 de milioane. Podul pod este numai. prăbușit. E vorba de eliberare albiei. E o procedură greoaie. Și costisitoare, eu știu că au dat 20 de de euro să găsească soluția. Deci, 100.000 de lei au plătit unei societăți care să vină să le spună, da. așa luați așa e, de da. acolo. Mm -hmm. uh, resturi, și așa resturile. din da. Exact. Căutați o macara de. Da, e nu știu adevărat, cât da. E, Ca să ridici 10 de tone. Păi, înțeleg că au făcut, de asta a ieșit domnul prefect, că spusese la ultima ședință de Consiliul Județean președintele Ionel Arsene. Că împreună cu Prefectura vor trimite la Guvernul României o adresă prin care să solicite bani din fondul de rezervă pentru aceste costuri. Pentru costul uh, da, știu, ridicării urmanului da. din Albie, acestui, de pod, da. acestui pod de din Albia râului Siret și pentru uh, studiul de fezabilitate uh, necesar construirii unui pod Noului nou. Pod, da. Da. Deci de la guvern vor bani, nu că... De la guvern vor veni banii, că da. nu, oricum județul să nu produce el atât de mulți bani încât să reușească cu, din resurse proprii să se dezvolte, să investească și așa mai departe. Însă stăteam și zâmbeam, iunie s-a întâmplat nenorocirea asta cu podul de la Lusca, eu anchetă penală pe la DNA, unii zâmbesc și zâmbesc așa în, la mișto ne tratează cu dispreț pe noi cetățenii acestui județ, deși ar trebui locul lor nu ar mai fi, zic eu, printre noi, ar trebui să fie undeva, măcar în arest preventiv, pentru că eu nu pot să concep, nu pot să înțeleg cum ai atât de multe nenorocere într-un județ și nu este nimeni reținut s mă, reținut măcar 24 de ore să-l duci la instanță cu propunere de arestare ai niște să... încercări deci da. ai spital unde ai avut o mare nenorocire acolo cu atâția oameni morți, anchetă nefinalizată nici în momentul de față, au trecut 2 ani și ceva A, cred că ai, se... spital, ai, ai podul de la Lusca unde da. lucrurile uh, uh -huh. sunt destul de clare din punctul meu de vedere la fel nu s-a întâmplat nimic Uh, și toate asta, și mai sunt niște care... lucrări șoate sub aripa unei instituții sau. Bine, da, mă rog, nu știu cum ca, e, dacă fost nu le ca verifică multe, nimeni. și Au dacă... fost cam multe și m-aș fi așteptat. Uite, aflăm, de exemplu, că au nevoie de 11 milioane ca să, uh, să scoată să acele resturi, da. uh, resturi din albia siretului. Și suma este exorbitantă. Vorba aia, cât ti costă să-l faci, dacă pe tine te costă 2 milioane, peste 2 milioane de euro să scoți bucățile de pod de acolo. Acum stau și mă gândesc, nu nefiind specialist, dar oare de ce costă atât de mult? Vorbeam cu cineva care se pricepe și încheiem, domnul Alex, un inginer cu mulți, mulți ani vechime, și l-am întrebat. După ce da, s-a prăbușit da, podul da, la câteva zile, zi, domnule, acum ce e de făcut? Zice, băi, acum e de făcut următorul lucru. În Moldova nu am cunoștință să mai existe vreo companie, vreo societate care să aibă în dotare o macara de mare greutate da, care, să care să poată să, să ridice greutate, greutăți da. foarte mari. Dar, zice, nu este scos dacă nu, nu avem Moldova să fie în România pe undeva, dacă nu apelez la o companie străină care are astfel, are astfel de utilaje. Dar să scoți folosind o macara bucățile alea. Nu e simplu ci e drept. Dar uh -huh. totuși 11 milioane de lei mi se pare suma extraordinar de mare. Dar poate astea sunt costurile, nu ne pricepem noi și pe acolo, ba, da, da ce să mai zicem. Da, Ajungem, de, o să ajungă podul ăla de la Grușca mă. cu tot cu uh, Paguba, cu Darconsu 8 cât milioane, cât 11, ei să 19, nu fie scump și mai să... dau 30, da, o să fie podul aurit. Mai de, făceau un pod, să știi, aurit. Puteau să să-i facă hobanele sau da, să le orească, asta, 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 să le arată cât cu cât de... de... aur. Nu, arată cât cum au gândit-o de... unii da, și da, au gândit-o foarte ceea prost. ce s-a întâmplat acolo. S-au zgârcit. Da? Uh -huh. deși... nu știu dacă s-au zgârcit. Z... Cred că au vrut să facă în așa fel încât Știi cum e, în banii să rămână eu aștept, în familie. sau cum Da, eu aștept să... Să, eu aștept să ne spună procurorii ce au făcut unii pe acolo, da. eu știu, dar dacă e să spunem iar o să supere, unii, să zică, bă, dar voi de unde știți? Mai știm și noi și până la urmă expertizile alea nu au fost făcute de neisprăviți și nu au fost schimbate de oameni care sunt pricepuți în ale construirii de, de poduri. Dar asta e pentru astăzi, trebuie să punem punct de aici, Alexandra, că am depășit spațiul alocat emisiunii, iar ne ceartă Alex. La revedere, Mulțumesc foarte vin. mult pentru prezență, Cu și noi spectatori, vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi și în această seară, vă dorim să aveți o seară minunată, la revedere, numai bine.